Bună, dragii mei, bine ați venit la citirea pentru predispozițiile energiei lunii aprilie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în scorpion. Haideți să vedem ce tranzite avem pe parcursul acestei luni și cum vi se aplică vouă dedicat ca arhetip astrologic. Pe data de 3 aprilie, Mercur va intra în semnul Taur, în casa voastră a șaptea. Mercur este planeta intelectului, a comunicării, a gândirii, iar Taurul este un semn fix de pământ. Aceste două arhetipuri se îmbină după cum urmează. Comunicăm pragmatic, comunicăm realist, eficientizăm lucrurile care au legătură cu casa șaptea, cu parteneriatele. Ai acum ocazia să te gândești clar, pragmatic, eficient și sistematic la lucrurile care au legătură cu absolut toate parteneriatele din viața ta. Casa 7 este casa parteneriatelor de lungă durată, a căsniciei, a instanței. În ce parteneriat te regăsești acum și care este relația ta în acest moment? Ce gânduri predominante ai în această direcție? În această direcție și sub aceste aspecte, comunicarea este cheia. Pentru că puteți fi foarte lucizi și puteți avea rezultate foarte bune la nivel de relație. Pe data de 6 aprilie va avea loc evenimentul de lună plină din balanță la 16 grade, iar pentru voi se va regăsi în casa a 12-a, în casa ascunsă sau în casa cea mai puțin vizibilă, în casa începutului și a sfârșitului, a pântecului mamei, a subconștientului. Luna plină înseamnă curățare, detașare, închidere, finalizare și apogeu, la nivel de relație, concluzie, ce anume avem de concluzionat, unde mergem pe pilot automat, suntem oare în relația potrivită nouă, de ce ne aflăm în această relație, ce ne motivează, ce ne îndeamnă, ce ne ajută, cum putem evolua alături de partenerii noștri, ce relații de afaceri nu mai funcționează, ce tipare am preluat din neamul nostru după care operăm, pentru că nu ne putem da seama dacă convingerile sunt ale noastre sau dacă ne-au fost transmise. Putem acum finaliza sau ne putem elibera de lucrurile care nu ne mai servesc. Putem aduce lumină în relațiile noastre. Pe data de 11 aprilie, Venus încununează prin tranzitul pe care îl va începe în casa voastră a 8-a, în semnul Gemeni, toate aceste lucruri pe care le-am menționat anterior. Casa 8 este casa intimității, casa banilor altora, casa taxelor, a impozitelor, a puterii, a morții și a transformării, a renașterii. Venus este planeta iubirii și a banilor, a stimei de sine, a frumosului. Venus, într-un semn de aer, oferă magnetism, oportunități noi. Casa 8 mai are legătură și cu intimitatea. Oare cum stăm la nivel de intimitate, la nivel de energie sexuală, pentru că vorbim și despre energie sexuală, despre subiecte tabu, despre trezirea spirituală și energia Kundalini. Iar Venus este planeta care vorbește despre simțurile tactile. Oare s-a pierdut pasiunea? Oare ne mai îmbrățișăm, ne mai atingem? Iar Mercur din casa șaptea ne poate oferi claritate în această direcție, pentru că noi să ne dăm seama dacă suntem în parteneriatele corecte, dacă putem evolua împreună alături de partenerii noștri de afaceri sau de prietenii noștri pe care îi avem de foarte mult timp. Pe data de 20 aprilie va avea loc evenimentul de lună nouă din Berbec la 29 de grade. Este a doua din acest semn, care este totodată și o eclipsă de soare hibridă. Adică ceva ce s-a mai întâmplat cam acum 18 ani. Și va avea loc în casa voastră a șasea, la nivel de rutină, la nivel de sănătate, de corp fizic, de lucrurile pe care le faceți pentru voi și pentru sufletul vostru, la nivel de activitate zilnică, de mers la serviciu, curățenie în casă și așa mai departe. Este o casă și a modestiei, putem să-i spunem. Organizată, tipicară. Berbecul este un lider, un pionier. Vrea să inițieze, este un moment bun, prin numărul 20 care aparține judecății din tarot, să renaștem la nivel de rutină,
Oare de ce ne temem să facem un pas înainte și în ce parteneriat posibil să fim acum, doar pentru că ne este teamă la nivel financiar că nu putem fi independenți? Ar putea fi una dintre traducerile acestei conjuncturi astrologice. Avem înțelepciunea ancestrală sub gradul 29 și liber arbitru să decidem, să facem un pas înainte pentru evoluție și pentru binele propriu, dar și pentru binele celorlalți. La câteva ore după acest eveniment, soarele va lumina casa a șaptea, intră în taur și va aduce vitalitate și forță. Forța să decizi, forța să te poziționezi corect în parteneriate, forța să fii un partener egal sau poate de temut, depinde de conjunctură și de cadrul în care vă regăsiți. Iar pe data de 21 aprilie, la 15 grade taur, Mercur începe mișcarea aparent retrogradă în casa voastră a șaptea. Numărul 15 aparține diavolului și vorbește despre codependență sau ceva toxic, dar și despre putere, să spunem în căsnicie, aici, în planul pământean, în planul terestru. Oare în ce relație de codependență mă aflu? Sau oare ce nu se întâmplă bine în relațiile mele, în parteneriatele mele? Pentru că acum îmi pot da seama. Mercur, când retrogradează, ne dă ocazia să reevaluăm și până pe 31 mai să tot avem timp de cugetat. Luna aprilie vine cu o energie foarte bună și cu ocazia unei resetări la nivel de curaj, la nivel de determinare, pentru începuturi noi, pentru a planta semințe noi care să dea roade în următoarele 6 luni. Armonie sau agonie? Armonie sau ne complacem în același cerc, în aceeași existență? Să vedem care sunt mesajele cărților oracol. Poțiune și numărul 24. Aduți aminte să practici iubirea de sine. Sau casa a șasea. Casa a șasea despre care am vorbit și care va fi marcată de evenimentul de lună nouă sau de eclipsa hibridă de soare din Berbec. Ai curaj să te descurci singur, trebuie să ai curaj să te descurci singur, trebuie să te iubești pe tine, trebuie să faci și lucrurile care sunt bune pentru tine, nu doar pentru partenerii tăi sau pentru familia ta, 2 și 4. Ai cum să îți câștigi banii astfel încât să întreții o casă, astfel încât să poți locui singur dacă asta îți dorești. 36. Aur. Nu ai nevoie de nimeni să te repare, nu ai nevoie de nimeni să te ajute. Ești foarte echilibrat în acest moment. Numărul 9. Ai suficient de multă înțelepciune să trăiești viața la cel mai înalt nivel și la cel mai frumos nivel. Nu trebuie să te temi. Aurul este un metal prețios. Stai pe o mină de aur. Sufletul tău și mintea ta sunt mina de aur de care tu ai nevoie. Petrecere și celebrare. Încetinește puțin ritmul și sărbătorește-te pe tine. Și numărul 29. Iată cum sunt conectate toate mesajele. 29 de grade Berbec. Bucură-te, ai putere. Împuternicește-te singur dacă cupa iubirii tale s-a vărsat în acest moment. Nu este niciun fel de problemă pentru că tu stai pe tron. Tu ai ca înalta preoteasă cunoașterea. Tu știai, poate, de ceva vreme că lucrurile funcționează mai puțin favorabil sau în ce direcție funcționează lucrurile și, de asemenea, tu știi în sufletul tău că poți avea parte de tot ceea ce îți dorești și că poți avea parte și de respectul și de iubirea partenerului tău de viață. Biblioteca și numărul 22. Ia control asupra narativei tale, ia control asupra vieții tale, universul te sprijină, ai experiență, să îți creezi acum noi oportunități, să atragi acum prin Venus în casa 8-a noi oportunități prin care să beneficiezi atât în plan material cât și la nivel de încredere în tine, de stimă de sine, să te simți în siguranță, să mergi mai departe pe drumul tău sau alături de omul potrivit ție, dacă ajungi la concluzia că omul alături de care ești este persoana potrivită alături de care tu poți evolua. Să vedem ce ne spune și tarotul. Relație, planul material și emoțional.
Nerăbdare, nerăbdare. Un pic de pripă aici. Dorința arzătoare, posibil, pentru unii dintre voi. Să vedem. La nivel de relații. Pentru unii dintre voi văd tristețe. Tristețea de a fi descoperit, posibil, un trio amoros sau niște declarații de iubire ale persoanei voastre iubite cu care sunteți de foarte multă vreme sau a persoanei pe care voi o considerați sufletul vostru pereche, trimise, date, exprimate către altcineva. Pentru alții dintre voi văd că lăsați deoparte tristețea și readuceți bucuria în relația voastră pentru că persoana la care vă gândiți voi acum, în urma comunicării pe care voi o puteți avea pe parcursul lunii aprilie cu aceasta, ia decizia de a reveni în viața voastră, de a fi cine trebuie să fie și asumă rolul ca parte integrată din căsnicia voastră sau din relația voastră. Pentru alții dintre voi, cineva ia hotărârea să revină în viața voastră și acest lucru va aduce bucurie, cu toate că între voi doi posibil să fie o istorie mai puțin fericită. Pentru alții dintre voi care sunteți într-o căsnicie stabilă, căsnicia este cumva și cu bune și cu rele, dar la bază pe voi vă unește o istorie, vă unește o asemănare foarte profundă la nivel energetic și acest lucru nu este de aici, de acolo. Pentru 5 de cupe, 9 de monede. Pentru unii dintre voi, supărarea pe care o aveți este că pentru o perioadă de timp, posibil persoana voastră de interes sau persoana voastră dragă sau cea cu care sunteți într-un parteneriat s-a izolat puțin sau a căutat afirmare pe cont propriu sau s-a îndepărtat puțin de voi și a dorit independență. Poate înainte erați foarte uniți și ulterior s-a produs așa un fel de separare sau poate au dat dovadă de egoism și de aroganță și acest lucru v-a deranjat. Regina de monede, posibil persoana la care vă gândiți voi să fie foarte materialistă sau să fie foarte axată pe planul fizic. Pentru alții dintre voi văd că vă gândiți să o luați serios pe drumul vostru, să mergeți pe calea voastră și aveți încredere că de această dată sau că puteți reuși să fiți independenți atât financiar cât și emoțional pentru a merge pe un alt drum. Veți avea o alegere de făcut. Casa a doua aparține a Taurului, în funcție de cum vă veți percepe voi pe voi înșivă, așa vă va percepe și omul de lângă voi sau lumea întreagă. O alegere care trebuie făcută acum, o iau la stânga sau o iau la dreapta, dar această alegere are legătură cu banii, pentru că o avem și pe Venus în Gemeni în casa a opta. Oare cum împărțim bunurile materiale dacă ne separăm? Sau oare stați într-o relație cu cineva doar din confort material și nu sunteți conștienți de acest lucru? Sau poate pentru că nu mai există acolo intimitate, atingeri, iubire, pasiune, nu sunteți cumva ca frații de foarte multă vreme? Acțiune. Numărul 7 și acea lună plină din balanță din casa 12 va scoate la suprafață multe lucruri despre care nu erați conștienți sau trebuie să le scoateți în lumină. Acesta este împăratul care conduce carul și împăratul știe către ce se îndreaptă. Se îndreaptă către stea și către vindecare. Unii dintre voi vă veți îndepărta de partenerul vostru, iar alții dintre voi vă veți îndrepta către partenerul vostru potrivit. Sau partenerul vostru se îndreaptă acum către voi sau analizează ce să facă. Aici, pentru unii dintre voi sunteți căsătoriți, posibil voi să vă doriți divorțul, iar ei să nu dorească acest lucru, să continue relația fix așa cum este. Pajul de spade spune despre intenții, despre cercetare, cineva vă urmărește sau cineva este curios. Cineva este foarte curios și foarte îndrăsneț sau foarte acid în cuvinte. Să aveți grijă sau să fiți cu băgare de seamă dacă cumva purtați o conversație cu persoana voastră iubită, la ceea ce spuneți și la cum spuneți. Să nu fie o energie foarte fixă. Această carte aparține vărsătorului, dar și elementului aer.
Posibil voi să fiți la depărtare cu ochii pe persoana voastră iubită, să fiți într-o stare de tristețe în acest moment, dar să sperați la o revenire. Această persoană de asemenea, la rândul ei, se gândește la voi, dar cu toate astea nu își trece peste orgoliu. Și aici avem acea lună nouă sau eclipsă de soare din casa șasea care va cere armonie, va cere o discuție și va cere sub o formă sau alta o concluzie sănătoasă pe care o puteți trage începând cu data de 21 aprilie, mai devreme, mai târziu, dar cam atunci se creează cadrul, astfel încât să vă eliberați de aceste tensiuni care există aici, să puteți alege acum către ce vă îndreptați. Pentru cei care sunteți persoane singure acum, de îndată ce veți avea o stare bună, ce veți avea mai mare încredere în voi, ce veți transmuta energia acelei luni pline din casa voastră a 12-a, vă puteți recăpăta încrederea în voi și veți deveni magnetici și atrăgători, așa și la nivel de câmp electromagnetic, de aură, misterioși, dar și prin emanație sexuală cu Venus în Gemeni în casa 8-a și puteți atrage privirile cuiva foarte, foarte puternic care se va îndrepta către voi fără discuție. Cavalerul de băte, unii dintre voi sunteți cu ochii pe rezultate, pe acțiune. Pentru unii dintre voi această lună va avea o acțiune clară. Veți afla sau veți avansa în funcție de cadrul în care vă regăsiți acum la nivel de relații clar. Veți comunica, fie veți finaliza, fie vă veți împăca, veți îngropa securea războiului cu cineva. Asul de băte. Pentru alții dintre voi se naște pasiunea, apare în viața voastră cineva care vă dă viața peste cap, într-un sens bun, evident. La nivel de plan material, 4 de cupe, regina de monede și împărăteasa. Sunteți nemulțumiți cu bănuții pe care îi câștigați și vă doriți mai mult. Iată că puteți obține mai mult, evident. Cu acea lună nouă din casa voastră a șasea, în cazul în care vă regăsiți în zone precum a îngriji pe cineva sau a fi administratori, a fi asistenți medical, dar și la nivel de asistenți personal, treburi de genul acesta, veți avea creșteri financiare. Regina de monede este mama, mama care este nemulțumită și vrea și ea mai mulți bani sau mai mult timp pentru sine. Chiar dacă sunteți bărbați, chiar dacă sunteți femeie, în această lună aveți ocazia să străluciți la nivel de parteneriate și să cam obțineți financiar tot ceea ce vă doriți. Dar trebuie să eliberați această tensiune sau această încordare sau această nemulțumire. Pentru că veți avea parte de bucurie, doar că nu o vedeți. Pentru alții dintre voi doriți să obțineți niște bani întârzie, să apară pentru a vă împliniți voi aici, pentru a vă întregi aici bugetul. Iar pentru alții dintre voi, atenție la cheltuieli, pentru că trebuie să vă creați o rutină la nivel de cheltuială, la nivel de activitate, pe ce cheltuiți banii, să nu-i risipiți. Alții dintre voi puteți obține o promovare sau un nou serviciu, iar alții dintre voi să mergeți pe cont propriu începând cu luna aprilie. Și avem aici puterea. Puterea să depășesc lucrurile care nu mi mai servesc, puterea să trec peste obstacole, puterea să devin împărăteasa, puterea să merg pe cont propriu, puterea să mă descurc singur sau singură financiar, puterea să obțin venituri suplimentare. Prin banii altora. Și 5 de spade, s-ar putea ca în prezent voi să vă regăsiți foarte mult dintre voi într-o postură de compromis sau să nu aveți curaj la locul de muncă să cereți mai mult, să vreți mai mult sau să fiți nevoiți să vă abțineți. Ei, iată că în luna aprilie veți avea ocazia și contextul astral prin care să vă exprimați propriile voastre păreri și să fiți și apreciați pentru ele. Și 3 de cupe. Veți fi bucuroși și împliniți. Luna aprilie pentru voi va fi una care vă va mulțumi până la urmă.
la nivel de plan emoțional sau medical, avem 7 de bâte, spânzuratul, 5 de spade și 8 de bâte. Doriți să comunicați cu cineva, dar aici există o luptă pentru orgolii. De câte ori deschideți gura, este ca și când vă certați și terminați prin a vă apăra. Sau mai bine vă lipsiți de această comunicare pentru că vine atașată cu multă încărcătură. Alții dintre voi vă găsiți acum puterea să spargeți un tipar sau să rupeți tăcerea. Pentru alții dintre voi cineva rupe tăcerea după o perioadă lungă, lungă, lungă de așteptare sau de absență din viața voastră, dar va fi defensiv, se va apăra, poate are și de ce. Sau, dacă n-ați mai vorbit de mult cu cineva, această persoană este ușor tensionată și s-ar putea să nu fie încântată dacă îi cereți socoteală. Deloc. La nivel medical, coapsele, șoldurile, sistemul imunitar, să aveți grijă. Să nu fiți foarte obosiți. Starea voastră emoțională este direct proporțional impactată de starea voastră zilnică și de căsătorie, de căsnicie. Pentru unii dintre voi s-ar putea să vă curteze cineva și voi să fiți foarte rigizi în acest moment sau să știți vorba, m-am opărit cu supa, acum suflu și în iaurt. Ceva de genul acesta, dar este important să vă deschideți, este important să aveți mintea și sufletul deschise, este important să aveți încredere pentru că aveți aici parte de un nou început, aveți parte și de vindecare, unii dintre voi s-ar putea să vă mutați din casa în care ați locuit sau să vă schimbați cel puțin temporar domiciliul de unde sunteți în acest moment. Și se repetă spânzuratul. Din cauza unei absențe îndelungate, spânzuratul este și o carte spirituală care caută o alternativă, căutați o alternativă, vă gândiți foarte bine înainte de a acționa, cum să așezați lucrurile și piesele în puzzle, pentru că vă doriți un nou început unii dintre voi. Zece de cupe. Și vă veți simți foarte împliniți, foarte ușurați. Iar pentru alții dintre voi veți reveni acasă sau cineva revine către voi după o lungă perioadă de așteptare, după o lungă perioadă de absență și acest lucru vă va bucura foarte mult. Ca semne astrologice aici avem foarte mult semnele de foc, Taurul, Racul, Scorpionul, Fecioara, Peștii, Scorpionul. La partea materială avem Leu, avem Vărsător, avem Rac, avem Taur sau Balanță, avem Capricorn și avem Scorpion. Iar la partea de stare emoțională, plan emoțional, avem Pești foarte, foarte puternic, avem Leu, avem Săgetător, avem Vărsător și avem Săgetător din nou. Deci este multă nerăbdare aici și mai este și ideea de ca mine sau nici cum. Să aveți în vedere și acest aspect, talismanele. Oh, două cozi de sirenă. Cineva v-a ademenit sau v-a dus cu vorba o perioadă foarte lungă de timp, dar acum este momentul să puneți piciorul în prag. Sau puteți pune piciorul în prag pentru că aveți putere și vitalitate să o faceți. În sfârșit, sunteți pregătiți să discutați despre nereușită sau despre lucrurile care nu au funcționat acolo și să eliminați ceva ce a fost toxic. Pentru că Saturn în Pești vă cere eliberarea, nebunul și un nou început pentru care aveți acum puterea să alegeți ce se întâmplă în parteneriatul vostru. Iată, we sau will, puterea, determinarea, inițialele C și S. Sau putem să o luăm și așa, cos, repar.
Voi ați fost posibil foarte mulți dintre voi într-o călătorie, într-o relație care a avut și bune și rele și acum să aveți noroc. Acum este un moment prielnic, un context astral, o sincronicitate din univers foarte bună prin care puteți să spargeți acest tipar. Sac, să vă eliberați de bagaje. Pentru alții dintre voi, porniți pe cont propriu, vă faceți o formă independentă ca să puteți lucra. Am o, iată, cos, repar. Scot la suprafață acum bucuria. Puteți avea parte de bucurie. Nu trebuie să vă dați bătuți, inițiala U și steaua. Sunteți pe drumul potrivit vouă, nu este nimic întâmplător aici. Avem chakra inimii și chakra celui de-al treilea ochi. Trebuie să simțiți cu sufletul ce aveți de făcut de acum înainte. Oh, ceva nou se naște aici care vă va bucura, ceva cosmic, oul cosmic, cu os. Atenție la oase, atenție la articulații, atenție la corpul fizic, pentru că va fi amprenta pusă pe casa a șasea. Concluzia este cu bucurie înainte. Dacă vă îndepărtați de cineva, posibil să rămâneți în termeni amiabili cu această persoană sau reușiți să vă apropiați de cineva și să o luați de la început. Dragii mei, cam atât pentru voi. Vă doresc să aveți o lună aprilie minunată, să fiți iubiți, sănătoși și să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!